Ne apropiem într-adevăr, nu ne apropiem, ci am ajuns la finalul incursiunii noastre în cartea biblică Neemia. Um, știți, atunci când citim o carte sau vizionăm un film, ne place ca totul să se termine cu bine, nu? Um, ne plac happy endurile Simțim nevoia unui deznodământ favorabil. Așa cum spune povestea românească, ei să trăiască fericiți până la adânci bătrâneți. Finalurile fericite ne aduc așa un sentiment plăcut la finalul cărții, a romanului sau filmului. Doar că realitatea vieții este un pic mai complicată. Creștinismul, care ne prezintă atât istoria oamenilor, cât și destinul final în planul lui Dumnezeu cu noi oamenii, este realist. El are un happy ending, dar este format dintr-o mulțime de episoade și de multe ori episoadele individuale nu au happy ending. De fapt, majoritatea episoadelor nu au finalul fericit. Serialul este foarte longeviv, da. Depășește celebrele Tânăr și neliniștiți sau Santa Barbara pentru cine a apucat să vadă acea capodoperă cinematografică. Da, finalul serialului este fericit, dar episoadele individuale nu neapărat. Cumva finalul fiecărui episod ne lasă tânjind spre finalul de la capătul serialului, în care sperăm, așteptăm, ne dorim ca lucrurile să se termine cu bine. Așa cum spunem, cartea Neemia nu are un final fericit. Cartea începe promițător, cu Neemia care ajunge la Ierusalim, mobilizează poporul pentru reconstrucția zidurilor care fusese dărâmate de zeci de ani. Apoi, în ciuda obstacolelor și a opoziției din dușmanilor de, de prin prejur, lucrarea este terminată, zidurile sunt ridicate și Neemia continuă proiectul, continuă cu repopularea cetății, care ajunsese să fie slab populată, cu restabilirea închidării la Templu și cu revitalizarea întregii vieți spirituale. A poporului lui Dumnezeu. Astăzi, așa cum am spus, am ajuns la ultimul episod și vrem să vedem, suntem curioși cum se termină această carte sau acest episod din povestea lui Dumnezeu. O să deschidem în Cartea Neemia, capitolul 13, îl vom citi pe bucăți și ne vom opri din loc în loc să ne asigurăm că înțelegem ce se întâmplă, după care vom culege lecțiile pentru viețile noastre. Așadar, Neemia, capitolul 13, începând cu versetul 1. Primele trei versete din, din capitolul 13 sunt, de fapt, o continuare a evenimentelor care au loc uh, în capitolul anterior, cu ocazia sfințirii sau dedicării zidurilor orașului. În ziua aceea, adică aceea a dedicării zidurilor, s-a citit în auzul poporului din cartea lui Moise și s-a găsit în ea că Amonitului și Moabitului, este interzisă pentru totdeauna intrarea în adunarea lui Dumnezeu. Deoarece nu i-au întâmpinat pe fiii lui Israel cu pâine și cu apă, ci l-au plătit pe Balaam ca să-i blesteme. Cu toate acestea, Dumnezeu a schimbat blestemul în binecuvântare. Când au auzit ce spune legea, i-au separat de Israel pe toți cei de origine mixtă, din punct de vedere etnic și vom vedea că, de fapt, și din punct de vedere, sau mai ales din punct de vedere religios. Înainte de aceasta, preotul Eliașib, căruia i s-a dat în responsabilitate cămările casei lui Dumne Dumnezeului nostru și care era rudă cu Tobia, îi pregătise acestuia o cameră mare, chiar acolo unde, obișnuia, unde se obișnuia mai de mult să se depoziteze darurile de mâncare, tămâia, obiectele, seciuiala din grâne, din must și din ulei, stabilită să fie dată leviților, cântăreților și portarilor, precum și contribuția pentru preoți. Eu nu eram la Ierusalim când se întâmplau toate acestea, spune Neemia, este o filă de jurnal, căci mă întorsesem la împărat în al 32-lea an al lui Artaxerxes, împăratul Babilonului. După o vreme, i-am cerut împăratului învoire și am venit la Ierusalim. Am descoperit atunci răul pe care îl făcuse Eliashib, pregătindu-i lui Tobia o cameră în curțile casei lui Dumnezeu, M-am supărat foarte tare. Am aruncat afară din cameră toate lucrurile lui Tobia. Am dat porunci să fie curățite camerele și am pus iarăși acolo obiectele casei lui Dumnezeu, darurile de mâncare și tămâia. Ce se întâmplă în, în paragraful acesta este că Cineva din interior, din preoție, și probabil nu marele Preot, ci un alt preot cu același nume, pentru că spune, spune că era responsabil peste cămările astea și marele Preot nu avea asta în responsabilitate, și probabil un alt preot, uh, are o relație um, deplasată cu Tobia, care, așa cum am văzut de-a lungul cărții, este inamicul lucrării lui Dumnezeu. Caută să pune bețe în roate, caută să descurajeze lucrarea, dar urăște ceea ce face Neemia. Inamicul ăsta este adus în cel mai sacru loc în templu și acolo îi este, dată o cameră și acolo are lucruri. Dar inamicul a ajuns în punctul cel mai central, dacă putem spune așa, al vieții poporului. Dar pângărește templul. Unde mai pui că un străin nu avea voie să vină în templu? Dar numai poporul evreu, numai, numai cei care erau închinători la Dumnezeul lui Israel aveau voie în templu. Evenimentele, așa cum am văzut, se întâmplă după ce Neemia, deci după ce vusese loc toată, vusese loc toată lucrarea despre care am citit, Neemia la un moment dat este chemat înapoi, sau trebuie să meargă înapoi pentru că își termină mandatul de guvernator, pentru că știți, în primul capitol ceruse o permisie, o o învoială din partea împăratului, da? respectiva permisie s-a terminat, se întoarce uh, în capitală și după o vreme, nu știm exact, sunt niște ani de zile care trec, posibil 2, posibil 5, posibil mai degrabă înspre 15, Nemia vine la Ierusalim foarte probabil nu tot în rol de guvernator, dar chiar și fără um, să aibă mandatul acesta oficial, el are încă autoritate și greutate înaintea poporului. Când vine la Ierusalim, vede regresul, vede ce se întâmplă uh, în templu și cum inamicul, cel care este opusese atâta timp ajunsese să fie să aibă cameră în interiorul templului. este mânie când vede realitatea asta. Și mânie este, este reacția normală uh, atunci când vedem ceva cu totul în la locul lui. Când vedem ceva ce nu ar trebui să fie. Um, Țineți minte Domnul Iisus când vine în templu și vede acolo o grămadă de afaceri întâmplându-se și oamenii în loc să vină să se închine, sunt jecmăniți de către bani, schimbători de bani care caută să profite de faptul că oamenii veneau la Ierusalim și aveau nevoie să cumpere jertfe și așa mai departe, se mânie și face un bici și îi gonește pe ea cu biciu și le răstoarnă mesele schimbătorilor de bani și da afară pe cei ce vineau animale și curățește templul. Foarte asemănătoare aceste două imagini. ni se spune mai departe, în versetul 10. Am mai aflat că leviților nu li se dăduse părțile cuvenite, astfel încât leviții și cântăreții care făceau lucrarea se întorseseră fiecare în grabă la mușia lui. I-am mustrat pe dregători, zicându-le, de ce ați părăsit casa lui Dumnezeu? Apoi i-am adunat pe leviții și pe cântăreți și i-am trimis din nou la locurile lor, la locurile lor de slujbă, atunci toți cei, ce, toți cei din Iuda au adus în magazii zeciuiala din grâne, din muș și din ulei. I-am numit responsabil peste magazii pe preotul Șelemia, pe scribul Tzadok, pe Pedaia, unul dintre leviți, iar pe Hanan, fiul lui Zacur, fiul lui Matania, l-am pus ca ajutor al lor, că ceciște erau considerați demn de încredere. Ei erau responsabili să împartă bunurile lor, fraților lor, bunurile. Aduți aminte de mine pentru aceasta Dumnezeul meu și nu uita faptele pe care le-am făcut pentru casa lui Dumnezeu și pentru poruncile care trebuiau respectate acolo. Poporul nu mai aduce zeciuierile așa cum se angajează să le facă, prin urmare... Lucrarea de la templu suferă, pentru că leviții nu mai pot să-și facă treaba la templu, se duce fiecare în cetatea lui și se, să se apucă să muncească și să-și câștige existența. Prin urmare, întreaga viață spirituală a poporului suferă din cauza neascultării, din cauza faptului că uh, poporul nu mai contribuia la lucrarea care trebuia să se întâmple, uh, să se întâmple la templu. Într-un fel, uh, asistăm la un soi de secularizare, așa, o tendință de secularizare, nu mai contează atât de mult cele sfinte, contează cele de ale noastre. Nu ne interesează atât de tare casa lui Dumnezeu și lucrurile lui Dumnezeu. E bine că avem orașul, e bine că avem zidurile, hai să ne vedem de treburile noastre și să păstrăm toate resursele pentru propriul nostru beneficiu. Cam asta se întâmplase în această perioadă. Continuăm. Versetul 15. Tot în zilele acelea am văzut pe unii din Iuda, storcând struguri în presă în ziua de sabat. Ziua de sabat fiind ziua pe care Dumnezeu a poruncit că ei să se să o folosească pentru odihnă. Iar pe alții, aducând snopi sau încărcând pe măgari burdufuri de vin, struguri, smochine și tot felul de poveri pentru a le duce la Ierusalim în ziua de sabat. Și au un strat chiar în ziua în care își vindeau mâncarea. Mai erau și niște tirieni, locuitorii tirului, care locuiau acolo și care adusese răpește și tot felul de mărfuri. Ei le vindeau în Ierusalim fiilor lui Iuda, în ziua de sabat. i am mustrat pe nobilii lui Iuda, zicându-le, ce înseamnă această faptă pe care o faceți, profanând ziua de sabat? Oare nu așa au făcut și strămoșii voștri, astfel încât Dumnezeul nostru a dus asupra noastră și asupra cetății acesteia tot necazul acesta, cucerirea, exilul, dărâmarea cetății? Profanând sabatul, nu faceți decât să aduceți mânie împotriva lui Israel. Când s-a lăsat întunericul peste porțile Ierusalimului, înainte de sabat, am poruncit să fie închise porțile. Le-am spus să nu le mai deschidă până după sabat. I-am pus să stea la porți pe unii dintre slujitorii mei, ca să nu mai aducă poveri în ziua de sabat. Negustorii și vânzătorii de tot felul de mărfuri au noptat însă în afara Ierusalimului, o dată sau de două ori, așteptând să se deschidă porțile și să fie primii care vin acolo și care profită din punct de vedere financiar. I-am mustrat zicându-le, de ce ți-l în înainte zidului? Dacă mai faceți așa, voi pune mâna pe voi. Și de atunci, n-au mai venit în ziua de sabat. Le-am zis pleviților care se curățiseră să vină să păzească porțile ca să se sfințească ziua de sabat. Adute aminte de mine și pentru aceasta. Dumnezeul meu, și îndurete te de mine după marea ta îndurare. Ce vedem aici este nerespectarea sau profanarea zilei de sabat pe care Dumnezeu o pusese deoparte ca un simbol al încrederii poporului. Cumva Dumnezeu spune: Nu munciți în ziua șaptea, și încredeți-vă că eu vă voi purta de grijă. Da? Era un simbol, un act de încredere în Dumnezeu, în același timp eu era un act de sănătate a vieții, dar nu trăiesc pentru muncă, ci. Mă opresc din șapte în șapte zile ca să mă odihnesc și să mă închin lui Dumnezeu și să mă bucur de toate darurile lui. Așadar, ignoră regile sabatului ca să mai facă un pic de profit. Asta era ideea. Profitul a devenit mai important decât ascultarea. Și, și dacă observați un tipar aici, suntem, suntem pe un teren periculos atunci când noi avem idei mai bune decât Dumnezeu. Când Dumnezeu spune un lucru și noi zicem... Da, știu că spune Dumnezeu asta în Cuvântul lui, în învățăturile lui Isus și așa mai departe, dar am eu o idee mai bună pentru viața mea. Întotdeauna când noi venim cu idei mai bune decât Dumnezeu, e de rău. Mergem mai departe. Versetul 23. Tot în zilele acelea, dar vedeți, e o suită, o suită de uh, chestiuni pe care Neemia le descoperă la revenirea lui după ani de zile la Ierusalim tot în zilele acelea, am văzut pe iudeii care este căsătoriseră cu femei așdodite, amonite și moabite, dar din popoarele de prin Jumătate din fiilor vorbeau limba așdodită și nu știau să vorbească iudaica, ci doar limba unui popor sau altuia. I-am mustrat, i-am blestemat, i-am lovit pe unii dintre bărbați și le-am smuls părul. I-am pus să jure pe Dumnezeu zicând, să nu vă măritați fetele cu fiilor, și să nu luați de soții pe fetele lor pentru fiii voștri sau pentru voi înșiva. Oare nu în felul acesta a păcătuit Solomon, regele lui Israel? Nu era niciun alt rege ca el între toate națiunile și era iubit de Dumnezeul lui. Dumnezeul se rege peste tot Israelul, așa cum nu s-a mai, întâmpl mai întâmplase din punctul respectiv înainte. Totuși, femeile străine l-au făcut și pe el să păcătuiască. Iar acum? trebuie să mai auzim și despre voi că faceți acest mare rău și că păcătuiți împotriva Dumnezeului vostru, nostru, căsătorindu-vă cu femei străine? Unul dintre fiii lui Ioiada, fiul marelui preot Eliashib, era ginele, ginerele horonitului Sanbalat. Prin urmare, l-am aruncat de la mine. Aduți aminte de ei, Dumnezeul meu, pentru faptul că au întinat preoția și legământul preoților și al leviților. Avem aici problema căsătorilor mixte. Așa cum spuneam, preocuparea nu este în primul rând pentru amestecul etnic. Preocuparea nu este pentru puritatea etnică a poporului, ci pentru puritatea religioasă a poporului. De ce spun asta? Ne ducem în spate la narațiunea lui Ruth Moabita. Dar o femeie din Moab ajunge în Ierusalim, în Betlehem, mai degrabă, în Israel, dar în Betlehem. Și acolo este primită și femeia aceasta devine parte din poporul lui Dumnezeu pentru că ea se convertește la religia poporului Israel și devine închinătoare la, Yahweh, la Iahve, dar la Dumnezeul lui Israel. Um, nu doar atât, dar femeia aceasta ajunge să fie parte din spița genealogică a marelui rege, David. Dar este străbunica lui David, o moabită. Așadar, problema nu este cu etnicitatea, ci problema este cu Religia. Uh, pentru că argumentul lui Neemia este următorul. Gândiți-vă la Solomon. Solomon a avut incredibil de multe aturi. Ce l-a făcut să cadă? Faptul că și-a luat neveste străine, care au venit cu Dumnezeilor, cu practicile lor, cu imoralitatea lor, și inima lui, lui Solomon a fost îndreptată, a fost deviată de la închinarea cu toată inima la Dumnezeu, la o inimă împărțită ajuns să slujească și alte divinități, și alte zeități cu practicile și cu imoralitățile pe care care veneau la pachet, pentru că să nu credeți că religia în vremea respectivă era doar o chestie așa de la cine mă rog. Nu, nu, nu. Veneau cu fel de fel de practici scârboase, de la sacrificiul copiilor, la uh, ritualuri care implicau activitate sexuală la templu, cu preotesele, deci asta era o, o întreagă o, o întreagă, un întreg stil de viață care era adus de către aceste acest stil de închinare. Nu era doar că mă rog Dumnezeului X, rog Dumnezeului Y, cu toate că și asta era o problemă severă de în, în, în ea. Însă și de aici pleca uh, um, pentru că au toate celelalte probleme. Pentru că Dumnezeul căruia îi te închini, calitățile lui, trăsăturile lui, îți dictează etica vieții. Versetul 30. I-am curățit pe preoți și pe leviți de orice străin și am trimis la responsabilitățile lor, pe fiecare la lucrarea lui. De asemenea, am oferit ajutor atât în ce privește lemnele aduse ca ofrandă în perioadele stabilite, cât și în ce privește primele roade. Aduți aminte de mine, Dumnezeul meu, spre bine. În concluzie, dacă observați și dacă țineți minte parcursul nostru prin carte, ce găsim în capitolul acesta este o încălcare sistematică a tuturor angajamentelor pe care poporul și le luase în capitolele anterioare. Pe toate categoriile astea, poporul își încalcă promisiunile. Din păcate, reformă și trezirea, care a să loc atunci când Neemia era guvernator la Ierusalim, au deviat în letargie, răcire și indiferență spirituală, din cauza păcatului. Cred că ideea sau lecția pe care ne-o transmite capitolul acesta este următoarea. Nu subestima reziliența păcatului. Nu subestima cât de rezistent este păcatul în viețile noastre. Nu desconsidera puterea de seducție a păcatului. Păcatul vine pe vechile cărări. Păcatul caută să exploateze slăbiciunile pe care le avem fiecare dintre noi. Diavolul ne cunoaște bine istoricul, ne cunoaște bine căderile, ne cunoaște bine slăbiciunile și pe acolo vine ca să ne doboare, fi vigilent, vechează. Păcatul vine și ne înfășoară precum înfășoară um, păianjenul Prada în plasă. Um, nu se înfățișează niciodată în uh, înfățișarea lui așa respingătoare, da? uh, 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 în toată putreziciunea lui, ci el vine cu fo cu for în forme ademenitoare, seducătoare. Păcatul îți promite ceea ce pare că Dumnezeu nu-ți dă. Țineți minte în, uh, tentația din Gălină cu Adam și Eva. Uh, nu? Dumnezeu vă reține, vă, vă interzice un lucru bun. Voi puteți să fiți ca Dumnezeu, mâncând din pomul ăsta, voi puteți să aveți acces la cunoaștere și așa mai departe. Dumnezeu nu are în plan binele vostru. Așa că păcatul ne înfășoară pe nesimțite, așa cum spune uh, autorul epistolei către evrei în capitolul 12, zice așa, de aceea, având un nor așa de mare de martori, și tocmai făcute o listă de eroi ai credinței în capitolul anterior, să dăm la o parte orice greutate. Și păcatul care ne înfășoară așa de ușor și așa de subtil. Și să alergăm cu răbdare în cursa care ne stă înainte, în cursa de a-L urma pe Isus, de a-L asculta pe El și de a îndeplini voia Lui în viețile noastre. Să privim țintă, soluția este să privim țintă la Isus, inițiatorul credinței și cel ce desăvârșește credința, cel care a început lucrarea credinței în noi și cel care o va duce până la capăt, care pentru bucuria ce este de înainte, a îndurat crucea, disprețuindu-i și s-a așezat la dreapta tronului lui Dumnezeu. Cum spuneam, mare atenție când credem că noi avem idei mai bune decât Dumnezeu. Um, când Dumnezeu ne spune ceva clar în cuvântul Lui și noi găsim explicații, raționalizări, justificări, pentru a face altceva, suntem într-o direcție Greșită. Păcatul e insistent, păcatul nu se lasă, păcatul vede că l-ai dat afară pe ușă, el vine pe fereastră, vine pe la ușa din spate, vine pe coșul casei. Dar păcatul caută să ne înfășoare și chemarea noastră este să rezistăm, să fim conștienți de strategiile celui rău, ale diavolului, ale păcatului și ale sistemului lumii acesteia care este condus de, de diavol. Și să ne împotrivim lui. Lucrurile nu sunt chiar așa de rele precum le par unora. Dumnezeu este oricum tolerant și răbdător și iubitor. Nu trebuie să fim chiar atât de aspri. Poate că e un pic ciudat că eu neglijez lucrarea lui Dumnezeu și viața bisericii sau contribuția cu finanțele mele, dar am motive bune pentru asta. Am alte priorități în această perioadă. Poate că nu se încadrează cu mersul bisericii ăsta faptul că am o relație cu un om care nu-l cunoaște pe Dumnezeu și nu-l urmează pe Isus, dar om are o bună și are calități faine. Semn rău, atunci când eu am idei mai bune decât Dumnezeu. Care este în viața ta păcatul care îți tot dă târcoale și caută să te facă să cedezi? Sau căruia poate deja îi cedezi? Care e păcatul pe care îl raționalizezi? Pentru care ai explicații suficient de bune încât să nu fii nevoit să renunți la el? Care este păcatul în fața căruia ai obținut o perioadă victorie, numai că el s-a întors și este din nou prezent? În viața ta. Poate este un păcat de comitere, ce faci ceva ce Dumnezeu spune să nu faci, sau poate este un păcat de omitere. Dumnezeu îți spune să faci anumite lucruri și tu le neglijezi. Poate e vorba despre atitudine față de un coleg de sexul opus, de la muncă. N-ai fi conceput să flirtezi cu un coleg la muncă, dar cu pași mici, dar sigur, în direcția respectivă, ai început să flirtezi cu el, cu toate că ai un soț sau o soție acasă. Și te-ai obișnuit și acum pare că e parte din normal. Poate că e vorba de lumea gândurilor tale. Poate lași în gândurile tale să poposească gânduri păcătoase, că este vorba despre gânduri sexuale, că este vorba despre invidie, că este vorba despre alt gen de gânduri care îl dezonorează pe Dumnezeu. Și poate te-ai obișnuit cu ele și parcă nu ți se mai par așa big deal. Poate că e vorba despre felul în care îți folosești finanțele. Poate că e vorba despre atitudinea față de soția ta. N-ai fi conceput la începutul relației să ridici tonul la ea. Dar ai ridicat o și a două ori le ridica mai tare și a trebuit ridica și mai tare și cine știe unde merg lucrurile dacă ele continuă tot așa. Poate că în afaceri, la serviciu, practici ilegale, imorale, dubioase, pe care le cauți să le dai explicații, care este păcatul care, ea, care îți tot dă târcoale și căruia îi cedezi. Fii vigilent ca să nu te lași înșelat de păcat. Al doilea mod în care um, suntem chemați să nu subestimăm reziliența, insistența, persistența păcatului, este următorul. Și din de, de nou îl învățăm de la Neemia. Fii necruțător cu păcatul din viața ta. fi necruțător, fi nemilos cu păcatul din viața ta. Neemia este aspru cu abaterile poporului. Măsurile lui sunt radicale, sunt imediate, sunt prompte. Ia măsuri severe. Îl scoate, îi scoate lucrurile lui Tobia, așează acolo alți responsabili de încredere. Sfințește, lucru, sfințește camerele, le redă folosirii inițiale. Um, stopează practicile de ziua sabatului, pune gărzi de încredere la, la porți, nu mai lasă comercianții să intre. Ia măsuri severe. Um, îi, îi mustră pe conducătorii care nu luaseră nicio atitudine la practicile păcătoasele poporului. Ba chiar ea și scalpează pe unii, ceomăcește pe alții, îi almenință pe alții, nu știu dacă scriptura nu spune nimic, dacă e de bine sau de rău, foarte probabil că am sărit calul în unele măsuri. În esență, însă, motivația lui este bună, chiar dacă uneori metodele lui sunt poate chestionabile. Fi necruțător cu păcatul din viața ta. Fi hotărât în eliminarea păcatului. Păcatul trebuie numit păcat și trebuie eliminat orice preț. Iată ce spune Isus. Matei 18. Dacă mâna sau piciorul tău te fac să păcătuiești, taie-le și aruncă-le. E mai bine pentru tine să intri în viață schilod sau olog decât să ai două mâini sau două picioare și să fie aruncat în focul veșnic. Și dacă ochiul tău te face să păcătuiești, scoate-l și aruncă-l. E mai bine pentru tine să intri în viață numai cu un ochi decât să ai doi ochi și să fie aruncat în focul genei. Nu cred că Isus vorbește despre automutilare. Nu cred că vorbește despre schilodirea noastră. Dar e o metaforă care, care arată seriozitatea lui Isus. El spune, ia orice măsură e necesară pentru ca să elimini păcatul respectiv din viața ta. Orice măsură e necesară ca să elimini păcatul din viața ta. Nu fă pact cu inamicul. Nu fă pact cu păcatul. Așa că întrebarea pentru noi. Care e măsura pe care trebuie să o iei pentru a elimina acel păcat din viața ta. Poate că trebuie să mergi și să chemi pe cineva să te ajute, să te sprijinească, să se roage pentru tine, să-ți ofere soluții, să fie alături de tine, să te tragă de mânecă, să te întrebe despre domeniul respectiv. Poate că e nevoie să renunți la ceva din viața ta, pentru că nu ești în stare să-l controlezi lucrul respectiv și ajunge să te controleze el pe tine. Poate că trebuie să ștergi niște aplicații din telefon, pentru că te ocupă prea mult timp sau pentru că te ispitesc în direcții păcătoase. Indiferent care este măsura uh, merită, pentru că Iisus spune, e mai de folos să, să umbli cu elementul ăla lipsă decât să continui să trăiești sub puterea păcatului și să și destinul tău să fie afectat, iremediabil. Așadar, Fii intransigent. Să fim intransigenți cu păcatul din viețile noastre. Și în fine, ultimul punct este pe care îl învățăm de la Neemia este să veghem nu doar asupra noastră înșine, ci și asupra celorlalți. Păcatul nu este niciodată privat. Întotdeauna păcatul personal are consecințe colective. Într-o comunitate de credință, păcatul personal are consecințe colective. Dacă țineți minte păcatul lui Acan, când cu cuceresc Ierihonul, Dumnezeu spune, nimeni să nu ia din lucrurile astea, toate vor fi distruse și cineva are o idee mai bună decât Dumnezeu și zice, știu că a zis Dumnezeu asta, dar parcă mantaua asta prețioasă și parcă bucata asta de aur, astea sunt foarte valoroase. Hai să le iau și să le păstrez în cortul meu fără să știe nimeni. Și în următoarea bătălie, pentru că ei nu l-au ascultat pe Dumnezeu, pentru că el nu l-a ascultat pe Dumnezeu, întreg poporul în bătaie. Și toți se întreabă ce s-a întâmplat. Parcă Dumnezeu ne-a trimis în, în demersul să Parcă el a spus că o să fie cu noi. Da, el a spus că o să fie cu noi dacă noi îl ascultăm. Și unul dintre noi nu l-a ascultat și au dus plestemul peste întreaga comunitate. Vedeți, este ca și cum aș zice, suntem cu toți într-o barcă și unul în colțul bărcii se apucă să dea o gaură cu ciocanul. Zice, păi nu contează ce fac, nu vă interesează pe voi ce fac eu în colțul meu de barcă, treaba voastră cu colțul vostru de barcă. Eu dau cu ciocanul și fac gaură în colțul meu de barcă. Bineînțeles că barca se va scufunda. Bineînțeles că nu există colțul meu de barcă. Bineînțeles că nu există păcat. Cu adevărat. Privat. Așa că uh, comunitatea, comunitatea de credincioși, biserica, nu e chemată de uh, cuvântul lui Dumnezeu, este chemată explicit în Noul Testament să nu tolereze păcatul. Și nu e vorba de a fi... Nu e vorba că, că nu înțelegem faptul că toți avem slăbiciuni. Și că toți suntem păcătoși. Și că în viețile noastrele tuturor se strecoară acțiuni păcătoase. E vorba de acel păcat care este asumat, care, față de care nu există pocăință, față de care nu există schimbare, pe care nu-l numesc păcat și în care continui, în continui viața fără să-l tratezi um, ca păcat. Despre acela este vorba. Iată ce spune autorul epistolei către Evrei. Tot autorul epistolei către Evrei, în capitolul 3. Fiți atenți, fraților! ca nu cumva vreunul dintre voi să aibă o inimă rea, necredincioasă, care să-l îndepărteze de Dumnezeul cel viu. Dar păcatul ne îndepărtează de Dumnezeul cel viu. Ci îndemnați-vă unul pe altul în fiecare zi, cât timp se zice astăzi, astfel încât niciunul dintre voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului continuând suficient de mult în păcat, ajungem să nu mai numim păcatul păcat. Și atunci avem nevoie ca altcineva să vină să ne tragă de mânecă și zică, alo, Păi, tu ce faci aici? În Încotro merge viața ta. Tu zici că ești ucenica lui Isus și trăiești în felul ăsta? Păi, este în totală contradicție cu chemarea lui Isus. În ce fel e nevoie să-mi asum eu responsabilitatea pentru un păcat pe care îl văd la frații mei? Nu având superioritatea morală și considerându-mă că eu sunt infailibil și că eu vin să-i spun lui, ci cu toții supuși greșelii, cu toții oameni păcătoși, dar iertați de Isus și cu toții căutând să trăim o viață pe placul lui Isus, pentru că aia este viața pentru care Dumnezeu ne-a creat, da? Atăgându-ne atenția unii altor, ei, toți ne-am angajat să trăim viața asta. Toți am zis că îl urmăm pe Isus, toți am zis că lăsăm păcatul în urmă, toți am zis că trăim o viață de continuă pocăință. de fiecare dată când păcatul apare în viața noastră, îl recunoaștem drept păcat, îl mărturisim și căutăm să lăsăm în urmă și să mergem înainte, crescând în sfințenie. Și, și când cineva merge în sens opus, comunitatea trebuie să se zizeze și să tragă de mânecă pe celălalt. Nu pentru că eu îmi asum o superioritate morală, ci pentru că suntem responsabili toți, unii de alții, de sfințenia comunității noastre. Așa că, în ce fel trebuie să-ți asumi tu răspunderea pentru vreun păcat al vreunui frate pe care îl vezi alături de tine? Primul pas este să mă duc să vorbesc cu persoana respectivă. Și dacă nu se întâmplă nimic, am nevoie să implic pe alții din comunitate dacă problema este serioasă. Dacă nu mi s-a părut, dacă n-a fost o înțelegere, dacă n-a fost o, o greșeală de percepție, până la fie schimbarea, asumarea de către persoana respectivă și pocăința, care înseamnă asumare și renunțare, fie până la scoaterea persoanei respective din comunitate de ucenicii lui Iisus. Pentru că dacă trăiesc împotriva a ceea ce mi-am asumat, da, vine în contradicție cu chemarea lui Iisus, cu angajamentul nostru, cu faptul că noi suntem ucenici ai lui Iisus. Nu subestima reziliența păcatului, cred că ne învață Neemia, capitolul 13. Cum putem să nu subestimăm reziliența păcatului? Păi fiind vigilenți pentru a nu ne lăsa înșelați de păcat, fiind necruțători cu păcatul din viețile noastre și vechind nu doar asupra propriei vieți, ci vechind unii asupra altora, nu considerându-ne superiori celorlalți, ci considerându-ne frați, parte din aceeași comunitate, responsabili unii de alții, pentru angajamentul pe care fiecare dintre noi l am luat și împreună de urma pe Isus. Sigur că toate astea le facem în dependență de Dumnezeu. Noi uh, nu avem în noi înșine resursele pentru asta. Vă uitați că Neemia, știți Neemia a început într-un spirit de rugăciune, Neemia începe cu o lungă rugăciune și se termină într-un spirit de rugăciune. În mod repetat, Neemia vine înaintea lui Dumnezeu și spune, aduți te aminte tu, Doamne, și își exprimă dependența lui de Dumnezeu în însăși uh, demersul pe care, pe care îl face. Așa cum spuneam, povestea creștinismului este cu happy ending, dar nu aici și acum. Aici și acum lucrurile sunt amestecate. Când lucrarea lui Dumnezeu prosperă, ea nu prosperă în stare pură, că e făcută de oameni și oamenii sunt păcătoși. De fiecare dată când Dumnezeu face ceva fain, și prezența oamenilor și a limitărilor și a păcatului și a slăbiciunilor lor își face simțită prezența. Gândiți-vă, Anania și Safira, un val de generozitate cuprit de biserica locală, de la început, din Ierusalim, și Anania și Safira, doi oameni care se asociaseră cu comunitatea de credincioși, zic: Băi, cum facem să părem și noi la fel de generoși, dar fără să fim generoși? Sau să nu fim la fel de generoși, dar să fim un pic generoși, dar să ne fim percepuți că suntem mai generoși decât suntem. Da? Și știm ce se întâmplă cu Anania și Safira. Martin Luther, celebru reformator, da, care, a, a cărui viață a avut impact asupra întregii lumi, realmente, a fost acuzat pe bună dreptate de antisemitism. Calvin, un alt reformator, a cărui învățătură a influențat o mulțime de oameni, era așa de pornit împotriva celor care se botezau ca adulți, încât zicea vreți să vă botezați? Hai că vă botezăm noi de tot! Și înneca. Da? Asta a fost parte din istoria creștinismului. Tragică, de altfel, dar asta fac oamenii. Dar oamenii întinează ceea ce face Dumnezeu. Oamenii vin cu slăbiciunile lor și cu păcatul lor și afectează ceea ce se întâmplă. În timpul trezirilor spirituale din Statele Unite, pe vremea lui Jonathan Edwards, s-au întâmplat niște chestii foarte faine pe care le-a făcut Dumnezeu și transformă în radicală de viață. În același timp, în timpul unor întâlniri din astea de trezire spirituală, nouă luni mai târziu au apărut o grămadă de pebeluși legitimi. În timpul trezirilor spirituale. Clar că oamenii nu erau treziți spiritual. În China comunistă, Dumnezeu a produs o mișcare de creștere a Bisericii incredibilă în anii comunismului, în anii 60, 80, 90, când China a fost închisă. În același timp, realitatea creștinismului din China este că este destul de mult sincretist și destul de mult amestec cu alte religii locale. Și altele. Și altele. Acolo unde sunt oamenii, nu vor fi niciodată doar lumini. Vor fi lumini și umbre. Dumnezeu face lucrarea și el aduce lumină. Oamenii sunt și ei prezenți pentru că Dumnezeu se folosește de incredibil de noi, oamenii păcătoși și slabi, care venim și umbrim din lucrarea lui Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu ne folosește. Asta este wow! Însă, toate eșecurile noastre, eșecurile poporului evreu, eșecurile noastre proprii, eșecurile de-a lungul istoriei bisericii, ne fac să tânjim după ziua în care păcatul va fi îndepărtat în care domnia lui Isus va fi pe deplin restaurată, în care uh, în care împărăția lui va coborâ pe pământ, în care cerul și pământul, pe, pe cerul și pământul înnoite va domni nebrihănirea. Și știm că vestea bună pentru noi este că victoria asupra păcatului a fost asigurată, a fost realizată. Prin moartea lui Isus pe cruce, victoria asupra păcatului și a morții a fost odată pentru totdeauna realizată. Ea nu a fost manifestată încă și nu e manifestată încă în toate sferele vieții, dar Dumnezeu își va instaura domnia și va aduce neprihănirea și sigur, fiecare asemenea neajuns și fiecare asemenea rateu al nostru al oamenilor, ne face să ne dorim ziua aia în care păcatul nu va mai fi prezent, în care umbrele vor dispărea, în care lumina lui Dumnezeu va străluci fără niciun fel de astfel de umbre. Până atunci, Iisus ne cheamă să ne împotrivim păcatului și să trăim în ascultare de El. Nu obținând victoria noastră proprie, cum spuneam, ci intrând în victoria pe care deja Iisus a obținut-o. Și aș vrea să închei un, un text din Epistola către Romani, în capitolul 6, unde Apostolul Pavel spune așa. Nu știți că toți cei care am fost botezați în Hristos Isus am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, am fost înmormântați împreună cu El și când spunem noi, se referă la toți cei care și-au pus încrederea în Isus, ale căror păcate au fost iertate și ale căror vieți au fost înnoite prin sacrificiul lui Isus. Deci, noi aceștia am fost înmormântați împreună cu El. Ne-am identificat cu moartea Lui. Prin botezul în moarte. Pentru că, așa cum Hristos a fost înviat din morți prin slava Tatălui, la fel să putem umbla și noi într-o viață înnoită. Puterea pentru învingerea păcatului nu este în voința noastră, ci puterea pentru învingerea păcatului este să intrăm în victoria lui Isus, în identificarea noastră cu Isus. Continuă Apostolul, căci dacă am devenit una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o viere asemănătoare cu a Lui. Noi știm că omul vechi a fost răstignit împreună cu El pentru ca trupul păcatului să fie lăsat fără putere. În așa fel încât să nu mai fim sclavei păcatului. Pentru că cine a murit a fost eliberat de păcat. Chiar dacă am murit împreună cu Hristos, ne-am identificat cu El în moarte, ne-am pus încrederea în ce a făcut El pentru noi, credem că vom și trăi împreună cu El, știind că odată în via din morți Hristos nu mai moare. Moartea nu mai domnește asupra Lui, că și prin faptul că am murit, a murit pentru păcat odată pentru totdeauna și prin faptul că trăiește El, trăiește pentru Dumnezeu. La fel și voi. Considerați-vă morți față de păcat și vii față de Dumnezeu în Hristos Isus. Așadar, păcatul, să nu mai domnească în trupul vostru muritor, ca să ascultați de poftele lui. Așadar, nu ni se dă doar porunca de a ne împotrivi păcatului, de a nu da cursă de menilor păcatului, de a fi exigenți, intransigenți cu păcatul din viața noastră, ci ni se dă și în mijlocul. Și în mijlocul este Isus. Moartea lui pe cruce, nu doar că ne-a oferit iertare de păcatele noastre, dar moartea lui pe cruce ne oferă putere pentru a trăi o viață curată. Și de fiecare dată când luăm din pâine și din vin, ne mintim nu doar de faptul că am fost iertați de păcatele noastre, ci ne mintim că în Isus avem o viață nouă și o viață într-o continuă înnoire. Da, în continuare păcătuim și da, în continuare dăm rateuri și da, în continuare. Dar nu facem pentru că asta vrem să facem, pentru că ociunica lui Isus nu păcătuiește, pentru că vrea să păcătuiască. Dar de fiecare dată când păcătuim, ne întoarcem la Isus, primim iertarea Lui și primim puterea să trăim o viață nouă. Așa că, dacă sunteți ucenicii lui Isus, vă invit să luați o bucată de pâine, care ne aduce aminte de trupul lui Isus care s-a frânt pentru noi și în locul nostru, pentru păcatele noastre. De sângele Lui care a fost vărsat pentru noi și pentru spălarea păcatelor noastre. Pentru că a fost nevoie de o, de o viață care să spele păcatele noastre. Și în același timp ne aducem aminte că prin puterea lui Isus, prin moartea lui și învierea lui și identificarea noastră cu el și noi putem să beneficiem de puterea care este dincolo de noi. Puterea de a trăi o viață nouă, puterea de a trăi o viață în continuă eliberare de sub influența și de sub puterea păcatului. Iar dacă realitatea asta este străină pentru tine, vestea bună este că este accesibilă oricui. Invitația este Oricine este invitat să vine și să-și pună încrederea în Isus. Oricine își recunoaște starea de păcători, cine își recunoaște falimentul, oricine își recunoaște că el pe cont propriu nu se poate prezenta curată înainte lui Dumnezeu, pentru că uh, Scriptura ne spune că toți suntem morți în păcatele și în fără de legile noastre. Da, e adevărat, nu toate violente și uh, așa uh, respingătoare la suprafață de multe ori, așa în forme civilizate, dar cu toții suntem păcătoși. Și iertarea și accesul înaintea lui Dumnezeu e doar prin credința în Isus. Și pentru toți este invitația valabilă. Cine vine să bea apa vieții fără bani și fără plată, spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa că puteți face asta chiar astăzi. Să vă puneți încrederea în Isus, să vă recunoașteți nevoia, să vă recunoașteți păcatul, să recunoașteți că el a murit pentru păcatele voastre. Și să primiți iertarea, viața nouă și nașterea din nou prin credință.